România merge la Europeanul de volei cu o jucătoare care este superstar în Coreea de Sud. Acolo fanii se băteau pentru un autograf de la ea. Eliza a făcut istorie în Coreea de Sud, unde a jucat timp de 2 ani. Ea a marcat 1000 de puncte în ultimul sezon. Fanii sunt, este ceva extraordinar. După meciuri și înainte de meciuri, chiar dacă nu conta dacă era frig, dacă era zăpadă, dacă tot timpul era afară și ne așteptau și... Era, literalmente, îmi trăiam visul și chiar și acum mi se face piele de găină. În Coreea, Eliza a reușit și un record, 56 de puncte într-un singur meci. M-am simțit destul de tristă că am pierdut meciul. Știu că s-a terminat și m-am întins pe jos pentru că eram leșinată. Și după s-a anunțat că am făcut 56 de puncte, nu venea să credeam, Doamne, și atunci m-am simțit și mai rău pentru că am pierdut meciul. România va juca la campionatul european chiar în meciul de deschidere contra Italiei. Chiar dacă e Italia, noi o să încercăm să dăm 100%. Cred că o să fie bine.